Salutare prieteni pescari și bine v-am găsit la un nou video. Fiind primul video din 2023 pe această cale, o să vă spun și eu la mulți ani și să aveți un an nou plin de bucurii și realizări. Cum timpul nu-mi permite să ies la pescuit, am zis să încep o serie de filmulețe dedicate zonei de atelier de pescuit, în care să vă prezint monturile ce le folosesc eu la pescuit. Ca și primă video să vă prezint o montură pe care ați mai văzut-o, este montura de metodă feeder. O să schimb acum camera, să o pun pe masă să se vadă exact ce fac eu aici. Pentru a face această montură avem nevoie de următoarele elemente. Fir textil, spin pentru atașat momeala, cârlig, quick change bead pentru atașat rigul și metodul la linia principală, method feeder, momeală de cârlig și o forfecuță pentru tăiat fir textil. Pentru a face această montură trebuie să luăm spinul de momeală, îl trecem prin firul textil. Eu nu folosesc și nu recomand să facem cine știe ce noduri aici, pentru că nu este forță, efectiv este doar momeala atașată. Eu folosesc o împletitură simplă de câteva ori. 3-4 ori. Deci o împletitură simplă de câteva ori, 3-4 ori acolo. Trecem capătul firului prin bucla formată. Umezim. Strângem, înlăturăm firul rămas, lăsăm o mustăcioară de câțiva milimetri acolo, 2-3-5 milimetri maxim, ca în cazul în care se mai strânge nodul să nu se desfacă. Luăm o distanță undeva la 20 cm de fir, o tăiem, iar eu în această etapă prefer să atașez momeala pe spin, o să vă explic imediat și de ce fac treaba aceasta. Introducem cârligul pe fir, iar eu în această etapă reglez distanța de la cârlig la momeală. Las undeva să vină, să fie aproape curbura cârligului cu momeala. Prin cu mâna și încep să matisez. Până ajung la vârful cârligului, mai trag cu unghia firele matisate, vedeți că s-a mai strâns. Mai continui să mai matisez din nou. Mai trag încă o dată. Vin cu două spire înapoi, trec capătul firului din exterior spre interior prin ochet la cârlig, strâng și acesta este rigul meu rezultat. Îmi aleg o distanță undeva la 7 cm, 8 cm. Unde fac un nod dublu și acesta ar fi rigul rezultat. Înlăturăm firul rămas, lăsăm o mustăcioară și acesta este rigul
rezultat. Acum să presupunem că această rolă de fir este linia noastră principală de la lansetă. Mai departe introducem metod feeder-ul prin fir. După ce am introdus metod feeder-ul pe linia principală, o să venim cu acest conector, îl desfacem capătul cutiei și aceasta va veni către metod feeder. Ar trebui să ajungă aici. Eu acest mic conector îl leg în felul următor. Trec firul de la linia principală prin această mică găurică. Fac cam 7 împletituri. Trec cu firul prin bucla creată. Okay. Și mai trec o dată prin bucla nu rezultată. Strâng puțin. Umezesc. Și strâng până la capăt. O să arate ceva de genul acesta. Las o scurtă mustăcioară de 2-3-5 mm. Ok? Vin cu rigul prin fanta de jos. A conectorului. Vin cu acest capăt către rig, blochez și aceasta este montura de metod feeder. O folosesc cam în majoritatea partidelor. E bine, dragi prieteni, acesta este modul în care eu îmi realizez montura de metod feeder. Pentru mine este o montură care nu lipsește aproape din nicio partidă de pescuit. O folosesc cu mare plăcere, cam în toate partidele mele de pescuit, cu mici ajustări. Ajustări ce constau în greutatea metodului, căci nu tot timpul pot să pescuiesc la Dunăre cu un metod de 60 de grame și atunci urc la 80, chiar 100 de grame în unele situații. Alte modificări le fac la dimensiunea cârligului, ori mai mare, ori mai mic, depinde de situație. Tot la capitolul dimensiunea cârligului și momeala de cârlig, la fel, pentru că nu poți să folosești tot timpul aceeași momeală, trebuie să fie echilibrată. Atunci, dacă folosesc momeli mai mici de 7 mm, folosesc cârlige de mărimea 10-12, iar dacă folosesc cârlige ceva mai mari, de 8, spre exemplu, folosesc momeli de 9 mm. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut, vă invit să apăsați butonul de like și de subscribe, iar până data viitoare vă spun toate cele bune și fir întinse.